Bine ați venit! Bine ați venit și în această seară într-o casă de rugăciune. Haideți să facem liniște, să ne luăm locurile fiecare și să începem acest serviciu de închinare. Bucântarea de la numărul 589. Spre cer încerc a măsâli, pășind mai sus din zi în zi. 589. Spre cer încerc a măsili, pășind mai sus din zi, și calea mea rugându-mă, Doamne, mai sus ridică-mă, Doamne, ridică-mă și-o-i sta prin credință în calea mea, spre și 8, cântă mărirea lui Iisus. Thank you.
Vă rog să vă ridicați și vom începe citind câteva versete dintr-un psalm, psalmul 116. Iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îi voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăture morții și mă apucaseră surdorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne. Amin. A vrea să începem cu o rugăciune și a vrea ca fratele Neluciu Boligă să ne conducă în această rugăciune de început. De data aceasta într-o casă de jale, Doamne, și dorim ca puterea Duhului Tău cel Sfânt să fie simțită în fiecare dintre viețile noastre, Doamne. Te rugăm să dai mângâiere celor care au nevoie de mângâierea Ta, Doamne. Te rugăm să ne ajuți, Doamne, să reflectăm la viața pe care o trăim. Te rugăm să ne ajuți, Doamne, să ne pregătim pentru ziua aceasta deosebită în care vom sta și noi înaintea Ta. Doamne, mulțumim pentru mărturia sorei noastre, Doamne, și dorim ca mărturia aceasta să dea rezultate, Doamne, în viața tuturor care o înconjoară, Doamne. Doamne, mă rog pentru ca în această seară să-ți îmbraci servii Tăi într-o putere deosebită, Doamne. Te rugăm. Să faci ca cuvântul pe care îl vor aduce, Doamne, să fie un cuvânt de mângâiere, Doamne, și de încurajare pentru fiecare dintre noi, Doamne. Te rog să ne ajuți, Doamne, ca la sfârșitul acestei seri să plecăm înviorați, Doamne, din locul acesta, cu speranța revederii, Doamne, cu speranța că Tu ești acela, Doamne, care ne însoțești la fiecare pas al vieții noastre, chiar dacă pașii noștri câteodată trec prin valea umbrei morții. Te rugăm să lucrezi cu putere în seara aceasta și avem această încredințare că asculți rugăciunea noastră pe care îndrăznim să o aducem în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Vă salutăm pe toți cu pace, o pace care chiar și în aceste clipe, momente, poate să ne stăpânească, o pace care vreau ca Duhul Sfânt să ne umple inimile. Spunem welcome la toți care au dorit și au ținut să fie împreună cu noi, cu familia întristată și aș vă dori ca Domnul să vă binecuvinteze. And I would like to say if we have people that they need translation, please raise those hands and we will have somebody who's going to give you a device that will do that. So, besides the people I know. De asemenea, ca să avem și o atmosferă de închinare și de pace și liniște, vreau să vă verificați și celularele ca să nu fim întrerupți de eventualele call-uri. Vom începe acest serviciu de închinare cu o cântare a colului bărbătesc care explică atât de bine ceea ce avem nevoie și acum în aceste clipe grele, sprijin în clipa grea.
Vom asculta acum pe sora Maruția Iavorska cu o poezie, după care sora Felicia împreună cu unul dintre nepoții sorei, Ovidiu, vor roga un duet, după care fratele Sandu, unul dintre aproape de leatul sorei, va avea un cuvânt de mângâiere și de îmbărbătare pentru noi. Ce n-ai dat tu? Ce n-ai dat tu în clipa morții să ai nădejdea ce o am eu? Să știi că orice ar fi să fie, tu ești din clipa scrisă ție cu Dumnezeu în veșnicie, cu Dumnezeu. Ce n-ai dat tu să poți odată întoarce vremea înapoi? Zadarnic lupți cavalul în spume, zadarnic strângi comori și nume, cu pumnii goi plecăm din lume, cu pumnii goi. Ce n-ai dat tu să fii ca mine când va veni din cer Iisus? Pe când spre zările înalte zburavam toți cei scriși în carte, tu vei fi dus tot mai departe, tu vei fi dus. Ce n-ai dat tu în clipa morții să ai destinul cel am eu? Nu-l ai să dai o lume întreagă, dar vino, inimă pribeagă, prin glasul meu Iisus te roagă, prin glasul meu. Nu vezi cum vremea se destramă și cât de scurt e al vieții drum? Curând Iisus cu glas de aramă ne va aduce avânt sau teamă? O, vino acum, Iisus te cheamă, o, vino acum, amin. Mângâiere ce-o primesc mereu la sine.
ceas cu ceas, purtat de-a ta putere, până ajung în țara mea. Amin. Binecuvântat să fie Domnul care este nădejdea și mângâierea noastră în orice împrejurare. Domnul să mângâie pe cei ce simte despărțirea cu scumpa noastră soră. Și aș vrea să zic, parcă aș fi într-un fel din familie, că m-am simțit așa apropiat de sora, că de câte ori, mai ales după ce în 2013, când a rămas, când a plecat fratele, mereu mă duceam să am obiceiul ăsta, să dau un cuvânt de mângâiere și așa. Totdeauna fața dumneaei era cumva veselă, în sensul cu o nădejde. Și lucrul ăsta a făcut mare lucru că a rămas împreună cu surorile dumneaei, care acolo a fost mângâiat în familie. Îmi place un cuvânt care scrie, zice, cât pentru mine fericirea mea, în Psalmul 73, ultimul verset 28, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările lui. Iată de ce sora era cu o nădejde, cu o speranță. Am vizitat și alte persoane, nu din adunare, care cunoscuți, care nu au o nădejde, să știți că diferența este foarte mare. Doamne, fii binecuvântat că sora a avut această parte, pe de o parte, să fie în familie, să fie mângâiată de surorile dumneaei și pe de altă parte să aibă și relația asta cu Dumnezeu și să aibă nădejde, nădejdea mântuirii. În Psalmul 116, care l-a citit, fratele, așa m-am bucurat când l-a citit, așa spune un cuvânt de deosebit, zice, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Așa ceva nu ar putea să spună decât un om care se teme de Dumnezeu, pentru că știe unde merge, știe care este, cine l-așteaptă dincolo, știe toate viitorul care și l-a asigurat prin credința în jertfa Domnului Iisus. De aceea zic, Doamne, ajută pe oricine care e împreună aici cu noi, care eventual nu are această nădejde pe care a avut-o sora și care o avem toți cei credincioși, să-și facă această asigurare. Mai mult, Moise a spus un cuvânt foarte interesant în Psalmul 90, cred că îl știți dumneavoastră, un cuvânt deosebit a spus Moise în versetul 12, zice așa, învață-ne să ne numărăm bine zilele. De ce? Ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Știți ce important este lucrul acesta? Eu nu știu nici eu ziua plecării, dar vreau să vă spun în mod cert, să știți, nu vă spun povești, ci ceea ce trăiesc. Am așa o bucurie și o dorință. Știu că momentul acela o să mă întâlnesc și cu cea care a plecat înaintea mea. Și o să mă întâlnesc cu scumpul meu mântuitor. Să știți, mare lucru, mare lucru este să avem o nădejde, să binecuvântăm pe Domnul din toată inima pentru această nădejde. M-am bucurat și de cântările care au fost așa de minunate, așa de scumpe, foarte deosebite. De aceea m-aș permite,
mi-aș permite să zic ca un sfat, nu din partea mea, pot să dau și eu, dar nu din partea mea, și din partea cuvântului aș spune un sfat pentru fiecare dintre noi și pentru prieteni dacă sunt aici. Cine vrea poate să-l urmărească și să leacă, fiecărui face bine. E ca o salutare. Dacă sora zice, soră, ce ne spui? Și ea ar zice, uite, asta vă spun, că eu am plecat acasă. În 2 Petru, în capitolul 3, versetul 13 și versetul 14, auziți ce invitație nemaipomenită și e și ca o salutare pentru toți care suntem aici. Versetul 13 și 14. Dar noi, după făgăduințele Lui, așteptăm ceruri noi și pământ nou, în care va locui neprihănirea. Dacă aici nu ai căutat să-ți rezolvi problema, adică să intri în această relație cu Dumnezeu, să fii socotit neprihănit, nu o să ai parte acolo. De aceea este foarte important și Domnul să ajute pe toți care nu au această nădejde, care am și eu împreună cu scumpii mei frați, să-și asigure această nădejde și atunci clipa plecării nu e o groază, nu e o spaimă, nu, ci e o mângăiere. Și versetul 14 spune așa, de aceea, prea iubiților, ce cuvinte minunate, intime, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă, să ne dăm toate silințele, ca să fim găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Ce vrem o salutare mai bună ca aceasta? Fie ca acest cuvânt să fie pentru toți care în seara aceasta am vrut să fim alături de scumpele surori, de scumpa familie și mai mult să fim aici, fie ca fiecare dintre noi să avem această atitudine, această trăire și în felul acesta așteptăm fie clipa plecării pentru că nu știm sau fie momentul că Domnul Iisus va veni în aceste vremuri când știți și dumneavoastră, sunteți fiecare mai pe fază, ce vremuri trăind, ce nelegiuiri se plănuiesc, ce lucruri murdare, dar pentru cei credincioși, ei în mintea lor s-a primit pe Domnul Iisus, sunt iertați, avem această nădejde scumpă, sfântă și ne silim să trăim în această viață de neprihănire. Domnul să binecuvânteze toată audiența și în mod deosebit să mângâie familie rămasă în urmă. Amin. Marți dimineața de vreme am primit un text. Lucrețica ne-a părăsit. Era foarte devreme și probabil printre primii care am aflat. Și mă gândeam, sunt multe feluri în care anunțăm și vedeți și dumneavoastră plecarea celor dragi în veșniții. Unii spun, am pierdut pe cineva, a plecat acasă, a fost chemat acasă. Alții spun, zdrobiți de durere printr-un tragic accident sau tot cuvinte de acestea. Dar termenul pentru mine pierdut nu-mi sună deloc plăcut și cred că nici nu se potrivește, pentru că nu am pierdut-o pe sora Lucrețica, pentru că știm unde este. Este un mare lucru și când știi unde este, poți să-l găsești, știi. Aș cumva exprima plecarea aceasta chiar cu un aspect din viața dânsei, când sora Doina a plecat în America, a plecat prima, după aia ceilalți și le spunea la revedere. Acum
cumva s-au inversat rolurile. A plecat unde Domnul i-a pregătit un loc și vom pleca și noi. Cântarea corului exprimă lucrul acesta. Noi vom pleca, toți vom pleca. După care am vrea să ascultăm pe sora Aurora Tudosa cu o poezie, după care un alt cuvânt de îmbărbătare de fratele Eduard Cernăuțan. Vedem
cum zilele se duc în goană, aleargă una după alta în infinit și viața ni se duce, ba chiar zboară. Azi e neapus și ieri era la răsărit. Cu pumnii goi venim în lumea aceasta și tot cu pumnii goi plecăm în zbor ușor. Tot ce am trăit privim ca într-o fereastră, dar gândul nostru e îndreptat spre viitor. Unde vom fi în veșnicii? Știm oare? Știm drumul să ajungem sigur colo sus? Acolo unde rana nu mai doare, nu e suspin, nici lacrimă și nici apus? Acolo-i pururi dulce sărbătoare, acolo mielul e pe tron încoronat, acolo e lumină, e cântare, acolo-i raiul sfânt, acolo ești chemat. Iisus e calea către veșnicie, El singur este drumul cel adevărat. Jertfirea sa pe cruce mi-a dat mie dreptul să fiu al său, să fiu pe veci salvat. Ascultă vocea care blând te cheamă, privește rănile de cui din palma sa. Răspunde-i astăzi, fără nicio teamă, și vei obține sigur mântuirea sa. Și ție poate să-ți aduc odată o pace adâncă, siguranță vie, că veșnicia ți-a asigurată. Al tău e locul plin de măreție. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi, cu toții. Amin. Aș vrea să dau o citire al două versete care se află în Cartea Eclesiastul, texte, cred că, bine cunoscute de cei aleși. Capitolul 7, versetul 2 și versetul 4 spune astfel: mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa de petrecere. Eu n-am cunoscut-o pe sora Lucreția și nu pot să spun așa de multe lucruri cât voi le puteți spune despre ea, dar știu că într-o zi o voi cunoaște mai bine decât voi o cunoașteți acum. Într-o zi, poate mai repede sau decât ne gândim noi, vom ajunge la sfârșitul vieții și inima noastră va înceta să mai bată, trupul nostru va fi dus la cimitir și îngropat. Cine ne va îngropa și cum, sincer, nu are importanță. Dar ce urmează după ce închidem ochii este esențial. Și mai ales că după aceea nu se va mai putea schimba nimic. Avem un trup pământesc și ce este țărână în țărână trebuie să se întoarcă, după cum a spus Dumnezeu, Geneza capitolul 3, versetul 19, dar noi nu suntem numai țărână. Avem și un suflet nemuritor dat de Dumnezeu. Vedeți, dacă Domnul Iisus nu ne-ar fi spus lucrul acesta, n-am fi știut niciodată ce valoare are sufletul nostru. Am știut sau am fi știut că este valoros, dar că sufletul nostru prețuiește mai mult decât lumea întreagă, n-am fi știut niciodată.
Aici pe pământ cât avem zile ar trebui să ne pregătim pentru veșnicia sufletului nostru. Cu cât mai repede începem pregătirea noastră, cu atât mai bine. Și ar fi bine să știm că după ce murim, nimeni în niciun fel nu ne va putea ajuta cu absolut nimic, indiferent cât de mult ar dori să facă el acest lucru. Fiecare om poate face numai pentru sine și numai cât trăiește ceva bun sau ceva rău. Fiecare din noi va da socoteală despre sine însuși, nu înaintea altor oameni, ci toți înaintea lui Dumnezeu. Dar indiferent dacă ne gândim la moarte sau nu, dacă ne pregătim pentru ea sau nu, suntem siguri un lucru este inevitabil, moartea va veni. Refuz să te gândești astăzi, ai tot dreptul. Nimeni nu poate pleca din fața morții. Procesul îmbătrânirii nu-l putem împiedica, indiferent de ce am mâncat, și mulți știu acest lucru, oricât de organic ai mânca, oricât de sănătos ai mânca, la oricât de multe stațiuni nu te-ai duce, știi, într-o zi vei muri. Și foarte repede vor veni zilele când vei spune ca Eclesiastul, nu mai găsesc nici o plăcere în ele. Și apoi trebuie să ne gândim la moarte și să ne pregătim pentru ea. Atunci când vedem bunicii noștri s-au dus, părinții noștri s-au dus, frați, surori, au plecat la Domnul, urmăm și noi. Dacă ținem cont de acest lucru, că vine și rândul nostru. Dar știți care este lucrul care te face un pic să zâmbești? Este că nu totdeauna se ține cont de rând. Niciodată nu știi când sau cine e următorul. Doar o amintire scurtă când eram, cred că fiecare în copilărie a văzut acest lucru, mai ales cei care au locuit la sate. E bine să vii la mormântare sau la priveche, atunci cumva te aduce cu picioarele la pământ, ești trecător, ești un flacăr, ești un fum, o floare. Și mi-aduc aminte la cimitir când plecam, oamenii bătrâni spuneau, el va fi străjerul cimitirului. În tradiția ortodoxă spunea, el va fi străjerul cimitirului. Și după ce se spunea aceste lucruri, plecând acasă, oamenii se întrebau cine îl va scoate din strajă, cine va fi următorul străjer al cimitirului. Vedeți, totdeauna îi puneau pe oameni aceste gânduri, pe gânduri. Cine e următorul? Dacă trăim fără să ne gândim la mântuirea sufletului nostru, dragul meu, trăim greșit, trăim fără rost. Este ca și cum ai lucra cu toată puterea pentru ceva și apoi să ți se spună, știi ce? Nu asta trebuie să faci, ci altceva. Tot ce ai făcut trebuie distrus și pentru munca ta nu primești nimic. Dimpotrivă, vei fi pedepsit pentru că ai stricat toate materialele pe care le-ai primit. Aș vrea să închei cu aceste cuvinte. Viața este scurtă. Nu trebuie risipită în zadar și nu trebuie trăită pentru lucruri deșarte, ci pentru cele veșnice. Și un frate a spus astfel de cuvinte, a trata lucrurile trecătoare cum ar fi, ca și cum ar fi veșnice, și cele veșnice ca și cum n-ar fi, este o nebunie. Și în final aș vrea să dau un citat pe care l-am spus și bisericii astăzi, la serviciul de dimineață, un citat, cuvinte spuse de C.S. Lewis. Voi încerca să dau citire și în limba engleză și în limba română. There are only two kinds of people in the end. Those who say to God, thy will be done, and those to whom God says in the end, thy will be done. All that are in hell choose it. Without that self-choice, there could be no hell.
No soul that seriously and constantly desires joy will ever miss it. În limba română spune astfel, până la urmă sunt doar două feluri de oameni, cei care îi spun lui Dumnezeu, facă-se voia ta, și cei care la Dumnezeu le spune, e bine, facă-se voia ta. Toți cei care sunt în iad și au făcut alegerea. Fără alegerea de sine stătătoare nu ar exista nici un iad, nici un suflet care își dorește serios și în mod constant bucurie nu va rămâne să aleagă vreodată. Dragul meu, sora Lucreția a plecat la Domnul. Tu ești aici. Tu ești în viață. Alege să se facă voia Lui și să te pleci smerit. Sau vrei într-o zi Dumnezeu să-ți spună, bine, facă-se voia ta. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și Domnul să întărească familia. Amin. Sora Lucreția a fost sora noastră, membră în Biserica Logos, a fost soră de corp, a fost mamă, a fost soacră, cumnată, prietenă, știu eu câte mătușă, încă una foarte dragă. Dar poate puțin știți că a făcut și un serviciu de care s-au bucurat, știu eu, două familii, serviciu de babysitting. Aș vrea ca familia Dobria prin fratele Ovidiu să aibă un cuvânt de îmbărbătare. După o cântare comună, o cântare care este ca o rugăciune, fii cu mine. Avem nevoie de Domnul totdeauna, dar mai ales acum. Haideți să cântăm această cântare și vă rog să vă ridicați. De fapt, toate cântările care le cântăm în această seară sunt din cântările preferate a sorei Lucreția. 523. Thank you.
Vă rog să ocupați locurile. May I have some amplification here, please? Yeah, it's on. All right, thank you. Iubită familie, dragi frați și surori, am cunoscut-o într-adevăr pe tanti Lucreția în capacitatea aceasta un pic mai mai intim decât la nivelul acesta superficial în care, la care ne cunoaștem la biserică. Pace, ce mai faci? Bine, mulțumesc! Într-adevăr, într-o vreme, vreo 2 ani, când am plinit Paul un an, până când am plinit în jur de 3 ani, tanti Lucreția a fost his babysitter. Și de aceea nu ne referim la dumneai ca sora pisău, ci tanti Lucreția. Și îmi vine greu să-i spun altfel. Am fost întristat când am aflat și eu în ziua aceea că a plecat. Și am fost și mângâiat și m-am gândit ce aș putea să spun despre dumneai. M-am rugat Domnului și mi-a venit în minte un verset pe care vreau să-l pun înaintea dumneavoastră din Proverbe, capitolul 10, versetul 7, care spune: pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celui rău putrezește. Și aș vrea să, doar în câteva minute, să vă rog să observați că sunt doar două categorii de oameni. Doar două categorii de oameni și două destine. Așa cum spunea Eduard mai devreme, lucrul acesta este făcut în abundență clar în Sfânta Scriptură și că toți ne naștem în cea de-a doua categorie, destinați distrugerii și putrezirii. Dar prin harul lui Dumnezeu ne putem muta în prima categorie a oamenilor neprihăniți. Și această neprihănire care este destinată sau care este legată de binecuvântare, și ea se desfășoară în două planuri. Cel mai important înțeles al versetului acestuia are de-a face cu neprihănirea pe care fiecare om poate să o primească în dar, prin har, prin Domnul, prin credința în Domnul Iisus. Și pomenirea unui astfel de om este, așa cum spune versetul, o pomenire binecuvântată, o pomenire veșnică, așa cum găsim în Psalmul 112, versetul 6. Pomenirea celui neprihănit este veșnică, pentru că numele celor neprihăniți sunt scrise în cartea vieții eterne. Este o pomenire eternă a numelor celor care au primit neprihănirea Domnului Iisus în dar. Și mângâierea noastră a tuturor este că știm că tante Lucreția a primit neprihănirea aceasta și privind înainte o așteaptă binecuvântare mai mare decât a experimentat și mai mare decât putem experimenta aici pe pământ, binecuvântarea de a fi în prezența Domnului, de a experimenta viața veșnică împreună cu El. Dar este și un alt plan derivat din acesta, primul și fundamental. Este planul acesta al experienței pe care o avem a neprihănirii și a pomenirii care rămâne în urma noastră. Toți trecem. Azi dimineață spunea fratele Daniel că sunt oameni care lasă în urmă averi. Eu să vă spun ceva. Am crescut la țară ca Eduard. Și acolo ciclurile vieții sunt mai evidente și de multe ori vorbesc cu mama și îmi spune de familii vechi din stat care două, trei generații sau mai multe generații au strâns avere. Și au strâns averi mari. Și apoi a treia generație, a patra, vine cineva care prăpădește averea aceea cât ai clipi din ochi. Nu se mai alege nici praful din ea. Nu rămâne nimic. În cele din urmă, chiar dacă ar merge până la capătul lumii, tot destinată focului ar rămâne. Putem lăsa însă în urmă o pomenire binecuvântată. Și să vă spun cum de fiecare dată când ne aducem aminte de tanti Lucreția și de nenea Ghiță,
amintirea aceasta aduce o clipă de bucurie în viețile noastre, în inimile noastre. Așa cum am spus, când era Paul mic, mergeam la lucru și am găsit-o pe tante Lucreția să stea cu el până când eram noi la servici. Și, bineînțeles, plecam la servici, lăsam mâncare și am descoperit că tante Lucreția nu este de acord cu regimul la care îl supuneam pe Paul și sunam, primul copil, sunam de la servici. Tante Lucreția, ați dat să mănânce? I-am dat. Ce i-ați dat? Și atunci îmi spunea lucruri de care n-aveam știință. Am aflat astfel că îi aducea borcanele, 5, 6 sau mai multe borcanele cu mâncare sănătoasă. Un pic de broccoli, un pic de morcov, un pic de pastrnac, un pic de... vreau să zic așa, măslinuțe de sărate. I-am spus doctorului ce mănâncă Paul și nu i-a venit să crede. Zice, tu glume? Nu, asta mănâncă. Cu excepția zilelor când mergea să-l viziteze pe nenea Ghiță. Nenea Ghiță era, refuza cu indignare să fie supus la un regim de mâncare sănătoasă și atunci dumnealui făcea, nu știu cum se zice în alte părți, făcea, la Arad se zice întorsuri. Sunt niște turte așa delicioase, prăjite în ulei. Și le făcea dis de dimineață, se scola dis de dimineață și le făcea, aerisea casa și pe când venea Paul, mâncau, era casa aerisită, aer curat, mâncau și apoi mergea cu nenea Ghiță la parc. Am avut bunici aici, părinții Lidiei. Părinții mei erau în România, dar am mai avut un set de bunici. Pe tante Lucreția și pe nenea Ghiță. Și pot să vă spun multe lucruri din acestea dragi nouă amintiri care ne fac să ne aducem aminte cu plăcere de dumnealor. Vă mai spun una. Eram primul copil și am fost, mă vedeți cum, îmi sunt așa de dragi copiii, dar să știți că n-am fost așa cu ai mei. Numai în ultima vreme, că de când am ajuns și eu la vârsta bunicilor, sunt așa, am fost aspru cu ei, mai ales cu Paul, am fost aspru. Și îi lua apărarea. Ziceam către el când îl certam, ești urăcios, de ce ești așa urăcios? Și s-a oprit tante Lucreția, s-a uitat așa la mine și a zis, el nu e urăcios, e credincios. Și l-a învățat și pe el să-mi spună, tata, eu nu sunt urăcios, sunt credincios. Și am lăsat așa, n-am mai zis. De atunci, de când a intervenit, n-am mai zis către el că e urăcios și am lăsat să fie credincios. L-a învățat multe lucruri. L-a învățat să vorbească românește frumos. Cuvinte, mă miram când îl auzeam vorbind, spunând cuvinte din acestea. A fost precoce și a vorbit devreme. Mergeam să ne plimbăm prin cartier pe acolo, să facem mișcare, ne plimbam și ne uitam la culoarea mașinilor. Și odată am zis, uite o mașină galbenă. Și el zice, nu, e bej. Zic, de unde știi? Iisus tante Lucreția. Și aș putea să vă mai spun anecdote din acestea. Dar scopul lor nu este decât să ilustreze adevărul cuvântului lui Dumnezeu că pomenirea celor neprihăniți este binecuvântată. A fost o binecuvântare pentru noi. Tante Lucreția și nenea Ghiță au fost o binecuvântare pentru noi. Amintirea dumnealor în viețile noastre este o amintire binecuvântată pentru care suntem recunoscători Domnului. Amin. Cuvintele fratelui Ovid de Vrăscolesc și mie amintiri
Țin minte prima mormântare la care am participat, a fost chiar a fratelui Voiculescu, tatăl sorei, cu mulți ani înainte. Eram doar atunci venit în America și țin minte acel serviciu impunător, am văzut eu atunci și așa mi-a rămas la suflet. O altă amintire aș putea zice, că tot a început fratele Ovidiu și cumva mă contrazic, cum zic, că am pierdut un partener, fiind atâtea ori în familia Voiculescu, la o părtășie, la o cină, la orice, la o masă rotundă, la un joc de remi, am pierdut un partener. De multe ori, și nu știu dacă știți mult, jocul ăsta sau părtășia se ține nu numai în biserică, este mult când ai interacțiune, cum zicea și fratele Ovidiu, mai mult decât ne salutăm cu pace sau hai și cu bai. Și de multe ori ne surprindea cum reacționa și la apreciam la vârsta înaintată, chiar să zic și ultimele două luni, deschiderea și avea o minte așa de șarp. Și a fost un exemplu și mă gândesc că și locul acesta sora l-a prevăzut și Domnul i-a ascultat rugăciunea. Se ruga să meargă, să avea așa, nu mai vreau să trăiesc, știu unde merg, știu ce mă așteaptă, vreau să ajung acolo, vreau întretirea familiei. Și parcă nu e așa, tot mai mulți sunt cei dragi care sunt acolo, mai mulți dincolo decât aici. Și este o speranță vie, o credință. Neapărat trebuie să ai credință ca să crezi lucrul acesta și să te aștepți. Acum, corul Băbătesc va avea un cuvânt cântat, o mângâiere. Cu Domnul vom trece toate.
Pe programul pe care familia l-a întocmit și a vrut să aibă ca oaspeți și mulți care au cunoscut-o de foarte mult timp și pe sora Lucreția, încă n-a venit și vă rog să mă credeți, nu vreau să-i țin locul, dar m-am gândit că sunt câteva versete care cred că se potrivesc în timpul acesta și la momentul acesta. Găsim un mesaj pe care fratele Pavel Apostolul îl îndeamnă pe Timotei, chiar el însuși fiind aproape de plecarea de pe această planetă, din 2 Timotei 4, versetele 7 și 8, care spun așa: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Se potrivesc așa de bine cuvintele acestea spuse de Pavel, ca și de sora Lucreția, în așteptare, în primirea acelei cununi. Cunună care nu se veștezește. În un verset favorit al meu din Apocalipsa spune: păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Știți ce se petrece acum în cer și de ce primim noi cununi? Ca să le aruncăm în sus, imaginați-vă, ca la o graduare și în cinstea Mântuitorului, în cinstea Domnului. Căutați și veți găsi, într-adevăr, așa se întâmplă. Mă gândeam la o cântare care exprimă așa de mult o plecare. Cântarea spune așa: seara a sosit, plugarul vine acasă. El e trudit, tot trupul lui e frânt, dar inima și fața-i sunt voioase. Când pace el va odihni în curând, de aceea ziua, seara, noaptea chiar, el zorii dimineții așteaptă iar. S-a terminat așteptarea pentru sora Lucreția. Trăiește acum mai mult ca oricând în prezența Domnului. Suntem cu speranță, cu nădejde, cu credință că vom ajunge acolo toți. Pentru că Domnul ne-a pregătit un loc. O poezie pe care, din nou, mie îmi place, spune în felul următor: pentru că înainte de a fi ceea ce suntem, eram ceea ce vom fi, căci moartea nu e o nimicire, ci doar trecerea spre o altă zi. De aceea ce am putea spune decât la revedere, sora Lucrețica. Eu mă întâlni. Vom asculta acum pe sora Felicia cu un solo, după care o depănare a evenimentelor din
viața sorei Lucreția. Ce-s cuprins de grijuri, de ce sunt durerat? Inima mie mâhnită, iar sufletul întristat. Doar Iisus Salvatorul cu mine-i neîncetat. El pasărea hrănește și de crini e grija sa. El pasărea hrănește, nici de mine nu va uita. Cântarea fericirii înalt spre slava sa. El pasărea hrănește, nici de mine nu va uita. Când ispitit mă aflu și noaptea m-a cuprins, pe buze n-am cântat, și de crini e grija sa. El pasărea hrănește, nici de mine nu va uita. Cântarea fericirii înalt spre slava sa. El pasărea hrănește, nici de mine nu va uita. Luptând inima voastră să nu se tulbure, Iisus așa îmi spune și pace-mi dă. Calea, adevărul și viața-i numai El. El pasărea hrănește și de crini e grija sa. El pasărea hrănește, nici de mine nu va uita. Nici de mine nu va uita. Amin. Într-o zi frumoasă de vară, la 10 august 1933,
Lucreția Dorina Pisău a văzut lumina zilei în familia lui Marin și Elena Voiculescu, fiind primul copil din cei 8, dintre care 3 au decedat ca și babies. După școala primară, a urmat 4 ani cursurile Liceului Regina Maria din București, echivalentul claselor 5-8 de astăzi, iar apoi, după reforma învățământului din România, încă 4 ani de liceu la Liceul Gheorghe Lazar din București, astăzi clasele 9-12. Datorită greutăților familiare, având un singur salariu în casă, în ultimii 2 ani de liceu, Lucreția a fost nevoită să-și ia un job. A lucrat ca și contabilă. Cursurile de liceu începeau la ora 1 p.m., iar ea putea să ajungă de la job la școală la 2 p.m. Aici Dumnezeu a intervenit cu mâna lui și a făcut ca să aibă trecere la directoarea școlii, care, datorită notelor bune care le avea, i-a permis să vină 2 ani de zile cu o oră mai târziu în fiecare zi la școală, rămânând ca ea să recupereze această oră pe cont propriu. Și a recuperat-o. La terminarea liceului s-a clasat în primele 5 locuri. În martie 1948 l-a mărturisit pe domnul în apa botezului, botezul fiind oficiat de fratele Ioan Socaciu, la biserica din strada Nicolae Titulescu din București. Una din primele forme de persecuție a neoprotestanților din vremea comunistă a fost împiedicarea copiilor credincioșilor de a urma cursurile învățământului superior. Astfel că la examenul de admitere la Facultatea de Medicină din București, Lucreția nu era pe listele celor admiși. Am avut o rubedenie care a avut o ascensiune comunistă uluitoare și acesta a venit la părinți și le-a spus: la anul nici să nu mai încerce că va obține același rezultat. Dar Dumnezeu a avut altceva în plan. În anul următor și-a văzut numele pe listele celor admiși, ba chiar a fost prima pe aceste liste, dar la Facultatea de Medicină din Iași. Acolo a găsit și o biserică activă, caldă, primitoare, unde a activat la grupul de tineret, împreună cu alți tineri de la alte facultăți, printre care Corneliu Ciucă, Viorel Tufeanu, fratele sorei Virginia Dobre, Vasile Demian, Liviu Bocanici și alții. Au fost ani frumoși în care a crescut spiritual. Pastor la acea biserică era atunci fratele Andriciuc, iar studenții foloseau sala de mese a bisericii drept bibliotecă, pentru că la cămin aveau condiții foarte proaste. Nu aveau căldură, nu aveau apă caldă și nu puteau folosi așa mult căminul. De asemenea, frații Sfatcu și Balc le aduceau o mâncare gătită la studenții care stăteau și își pregăteau temele în sala de mese. Au fost vremuri grele, dar tinerețea le-a biruit pe toate cu ajutorul lui Dumnezeu. La jumătatea anului 3 s-a transferat în București, unde a terminat facultatea a treia din seria de 400 câți studenți erau. Aici a revenit ca membru la Biserica Baptistă Golgota din strada Nicolae Titulescu, păstorită în acea vreme de fratele Constantin Adorian. În cadrul tineretului de aici l-a întâlnit pe viitorul ei soț, în persoana lui Ghiță Pisău. El era profesor de școală duminecală la una din clasele de adulți, iar ea era o coristă de bază cu o voce clară și caldă. S-au căsătorit la data de 4 august 1957, când era în ultimul an de facultate. A avut o căsnicie foarte bună, așa cum toți părinții o doresc copiilor lor. Un cămin plin de armonie, înțelegere, sinceritate și încredere reciprocă. Timp de 56 de ani, până la 2 noiembrie 2013, când soțul ei a fost chemat de Dumnezeu acasă. În familia lor s-au născut 2 copii. O fetiță, Georgeta, care a decedat la numai 8 luni de la naștere,
și un băiat, Lucrețiu. La vârsta maturității, Lucrețiu s-a căsătorit cu Viorica Dinu, sau Codruța, cum îi se spune în familie. În lunile februarie-martie 1990, imediat după Revoluție, Lucreția cu soțul și Lucrețiu cu soția au sosit în Statele Unite, alăturându-se celorlalți din familie, ei fiind ultimii din familia apropiată care au ajuns pe pământul liber a acestui continent. Scurt timp, Lucreția și Ghiță au devenit membri la biserica noastră. Lucreția a iubit dărnicia, însă pe ascuns, știind că Tatăl Ceresc vede și răsplătește chiar și un pahar de apă dat în numele Lui. Tot timpul studenției a fost bursieră și în fiecare an, prima bursă în întregime o dăruia celor săraci. Acesta era obiceiul nostru în familie. Apoi lunar dăruia după cum știa nevoile altora. Moda și luxul au fost două noțiuni care n-au intrat în sfera preocupărilor ei. Modestă, blândă, harnică, mereu cu zâmbetul pe buze, gata să ajute cu vorba și cu fapta, a fost ca o steluță mică, dar care reflecta în jur lumina ce o primea de la sursa eternă la care era conectată. Versetul care spune, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, ei îi se aplică 100%. Trebuie să recunosc că a fost cea mai bună dintre noi toate. Și cred că bunătatea aceasta se poate explica prin versetul din 1 Corinteni 13:4 care spune, dragostea este plină de bunătate. Pentru noi, surorile mai mici, a fost cu adevărat o big sister. Chiar și după căsătorie, împreună cu soțul ei, ne-au fost alături, gata întotdeauna să ne ajute, mai ales în situații când noi nu vedeam nicio soluție. De asemenea, în inima ei, un loc deosebit l-au avut nepoții, Angelica, Ovidiu și Andy. I-a considerat ca și pe copiii ei. S-a implicat în viața lor după venirea în state, apoi au venit la rând copiilor, Ashley, Abby, Ellie, Daniel, Audrey, Josie, Scarlett, Cam, Tio și de o lună micuța Aram Grace. Le-a aplicat același regim de dragoste, înțelegere, explicații repetate cu răbdare. A fost foarte apropiată de ei ca o a doua bunicuță, iar copiii îi răspundeau cu dragoste. În principal îi învăța limba română. Cântări mai ales, și versete, dar mai mult cântări. În ultima vreme puterile au lăsat-o. Mergea mai greu și spre seară durerile reumatice o împiedicau să vină la biserică. Însă rare ori se plângea. Atunci stătea acasă, citea Biblia, cânta și se ruga. Avea listele ei de rugăciune. Pentru Codruța, care încă este în suferință, pentru Lucrețiu, pentru nepoți, pentru ceilalți din familie, pentru pastorii bisericii, pentru cei în suferință și mai ales pentru cei nemântuiți. Am convingerea că Dumnezeu va răspunde rugăciunilor ei. În zorii dimineții de 12 noiembrie 2019 a auzit vocea Mântuitorului chemând-o pe nume. Vino acasă, intră în odihna mea. Și a plecat din lumea noastră senină și liniștită, încrezătoare în Cel care i-a iertat vina păcatelor și acum este în prezența lui Dumnezeu. Este a doua din cele 5 surori care au auzit chemarea de a trece Iordanul morții în împărăția celui veșnic. Ca și familie ne doare despărțirea, ne va lipsi mult, dar mângâierea noastră este că acum este în ceruri, în pace, fără dureri și fără suferințe. Știu că s-a întâlnit cu toți cei plecați înaintea ei, cu soțul, cu fetița, cu sora, cu părinții și alți membri din familie și din biserică. Nu va trece mult și noi, cei mai în vârstă, o vom întâlni. Până atunci, mulțumim Domnului care a lăsat-o în familia noastră, care ne-a împrumutat-o pentru această perioadă și ne-am putut bucura de prezența, sfaturile și îndrumările ei. La revedere în cer! Domnul să fie slăvit pentru toate!
Nu vom avea anunțurile obișnuite, toate activitățile sunt aceleași pentru cei care sunt implicați în biserică, în școală, în muzică. Acum vom cânta o cântare comună, timp în care vom veni și cu darurile noastre de bunăvoie înaintea Domnului. Și pentru că ne-am făcut obiceiul acesta ca în biserică să oferim familiei tot ajutorul, facem și de data aceasta și cu siguranță familia îl va folosi așa cum se cuvine. Vă amintesc că și la ultima ocazie ce a fost aici a serviciului fratelui Emia, familia Catrința și toți ceilalți au donat toată suma pentru o lucrare a bisericii și mă rog ca Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Haideți împreună să cântăm o cântare comună și vă rog să vă ridicați pentru 1518, mai aproape, Doamne, către Tine. Se pare că avem ceva dificultăți tehnice, așa că haideți să schimbăm cântarea al numărul 98. Precum trec stelele strălucitoare,
anunț copiii și tinerii care voiau să aibă, să participe la concursul de memorare a Scripturilor pentru seara aceasta, că se amână pentru duminica viitoare. De asemenea, anunț biserica, faptul că tinerii noștri se pregătesc pentru misiune în Moldova și duminica viitoare vor avea un bake sale, să participăm și noi cu ceea ce ne lasă inima la misiunea lor. Acum deschidem cuvântul lui Dumnezeu la ultima carte a Scripturii, la cartea Apocalipsa, la capitolul 20. Și vom începe citirea de la versetul 11. Apocalipsa 20, la versetul 11 în continuare. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Amin. Dumnezeu are cărți. Scriptura ne permite să întrezărim câte ceva din conținutul unora din cărțile lui Dumnezeu. De fapt, informația ce avem referitoare la cărțile lui Dumnezeu este de cel mai mare folos pentru oamenii care vor să-și asigure veșnicia. Voi pomeni câteva din aceste cărți, așa cum sunt ele menționate în Scripturi. În Psalmul 139, psalm minunat, care descrie minunăția pe care psalmistul o experimentează atunci când contemplează lucrările lui Dumnezeu, inclusiv viața umană pe care el a produs-o și o produce în pântecele mamelor. Și spune așa: tu m-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. În cartea ta erau scrisele toate zilele care mi-erau rânduite. Cum să numim această carte? Am numit-o Cartea Zilelor. Zilele noastre au fost rânduite. Au fost înscrise în Cartea lui Dumnezeu. Au fost planificate dinainte. De cine? De Dumnezeu. El este Cel ce a scris în Cartea sa zilele noastre ale fiecăruia. Zilele ce le avem fiecare, de la concepție până la deces, sunt scrise în cartea aceasta lui Dumnezeu. Sunt înregistrate acolo. Dacă sunt înregistrate acolo, poate cineva să schimbe ceva din hotărârile lui Dumnezeu? Noi suntem surprinși de anumite evenimente care survin în existența noastră, dar Dumnezeu nu este niciodată surprins. El ne-a planificat zilele, le-a planificat înainte de a fi fost vreuna din ele, spune psalmistul. Nu le-a planificat ca rezultat al unor observații ce le-a făcut cu privire la noi, ci le-a planificat fără noi, după buna lui plăcere.
Psalmul 90 arată că Dumnezeu este suveran peste lucrarea mâinilor sale și spune, Moise este autorul acestui psalm, declară el așa. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, înainte ca să se fi născut munții, înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu, Tu ești autoritatea supremă. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor. Suveranul absolut hotărăște ziua nașterii noastre, hotărăște ziua întoarcerii noastre în țărână. Nu medicii spun când sosește ziua decesului. Domnul spune, pentru că El a hotărât acea zi. Ca să ilustrăm acest lucru cu informații din viața sorei Lucreția, mi-au spus membrii familiei că când sora avea vreo 50 de ani, puțin peste 50 de ani, medicii observând că are un cancer care a apărut în trup, i-a spus că mai are câteva luni de viață. Așa au spus ei. Dar Dumnezeu a scris altceva în cartea Lui. El a scris că sora Lucreția va trăi până va trece de 86 de ani. De ce este important să știm că Domnul ne-a scris zilele în cartea Lui? Primul rând, pentru că acest lucru ne eliberează de o mare povară. Atâtea lucruri survin în existența noastră, atâtea acțiuni pe care le întreprindem, le facem cu intenția cea mai bună. Uneori întreprindem lucruri minore, care însă au consecințe mari sau care parcă ne fac responsabili de moartea unor persoane dragi. Am avut o verișoară, avea o voce extraordinar de frumoasă, când cânta în biserică, înălța inimile tuturor și la 40 și ceva de ani, o fetiță și-a jucat cu un semn de aici pe spate și l-a rupt. Și ne zic așa pornei cancerul și în scurtă vreme, sora noastră, la 40 și ceva de ani, a decedat. Dacă fetița aceea n-ar fi rupt semnul. Ești justificat o asemenea poziție? Nu, deloc. Dumnezeu a scris zilele sorei acelea în cartea Lui. Nu semnul acela rupt a cauzat moartea, ci chemarea Domnului. Zilele ei au fost scrise în cartea Lui Dumnezeu. Am văzut indivizi care s-au condamnat pentru moartea unor membri ai familiei. Cineva a spus, am dormit prea adânc și n-am observat că soția avea nevoie de asistență urgentă. N-am reușit să o duc la timp la spital. Ce-am făcut? Autocondamnare. Sugerând că dacă se proceda altfel, persoana iubită ar fi rămas în viață. Psalmul 139 nu întreține însă ideea că dacă suntem atenți și acționăm corect și nu greșim, decidem lungimea zilelor. Nu noi decidem lungimea zilelor, nici cele ce survin în timpul zilelor. Psalmul 56:8 spune așa, Tu numeri pașii vieții mele de pribeac și pașii îi numără Domnul. Punem lacrimile în burduful Tău, nu sunt ele scrise în cartea Ta și lacrimile noastre sunt numărate și adunate în burduful Său. Cu alte cuvinte, suferința ce vine în viața noastră este planificată de El, cunoscută de El, cuantificată de El și răsplătită de El într-o zi. Deoarece El are inventarul lacrimilor noastre. Această cunoaștere ne face să acceptăm cu liniște lucrurile care survin în existența noastră și nu le putem explica. Tatăl meu a participat la înmormântarea unui copilaș de la sat care a trecut drumul și a fost lovit mortal de un autoturism. S-a ridicat un predicator și a spus, oare a fost voia lui Dumnezeu ca acest copil să moară? Nu, a spus el, Dumnezeu a dat minte părinților, dar ei și-au neglijat responsabilitățile. Oare a fost voia lui Dumnezeu ca părinții să sufere această tragedie? Nu Dumnezeu a trimis suferința asta, ei și-au atras-o asupra lor. Iată o concepție despre existența și despre cele ce survine în existența noastră. Cum i-a lovit predica aceea pe părinții copilașului decedat în accident, care erau deja zdrobiți de cele petrecute? Da, vă întreb de unde a citat acel predicator. N-a citat scripturile. S-a ridicat tatăl meu după aceea și a citat cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei 10. Nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși?
nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă se numerați, deci nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Ce cuvinte liniștitoare! Dumnezeu este Cel care hotărăște toate lucrurile. Nici o vrabie nu cade la pământ fără decizia lui Dumnezeu. Și noi suntem mai de preț decât multe vrăbii. Dacă vrăbile sfârșesc viața la porunca lui Dumnezeu, e oare mai puțin adevărat acest lucru când e vorba de oameni care sunt creați după chipul și asemănarea Lui? Sau când e vorba de un copilaș despre care Domnul Iisus spune că îngerii lor privesc pururea fața Tatălui din cer? Cunoscând această informație despre cartea zilelor, noi putem să acceptăm senin tot ceea ce survine în existență, inclusiv despărțirile, deoarece zilele fiecărui om au fost scrise în paginele acelei cărți. Și numărul zilelor, și conținutul zilelor, și numărul lacrimilor, ce o să le vărsăm. Ce mângăiere să știm acest lucru. O altă implicație aceste realități, că El a scris zilele noastre în cartea Lui. Nimeni nu ne poate tăia firul vieții până nu ne-am sfârșit alergarea. Nici circumstanțele potrivnice, nici alți factori nu pot să determine lungimea zilelor noastre sau să o scurteze viața noastră. La vârsta de 7 ani am trecut și eu șoseaua așa în fugă și în fața mea a apărut un camion dintr-o dată. Am lovit cauciucul roții din față cu palmele și apoi am căzut sub roțile camionului. Șoferul a tras pe dreapta și a pus mâinile în cap și a zis: merg la închisoare. Am omorât un copil. Surprinderea lui a fost să vadă că eu mă ridic de jos și iau la fugă spre casă. Dumnezeu a scris altceva în cartea Lui, nu că zilele mele se vor sfârși acolo. După ce am lovit roata, am căzut exact printre roțile camionului care a trecut de o parte și de alta trupul meu. Nici o zgârietură, doar palmele mă dureau deoarece lovisem că ele cauciuc cu roții din față. Vedeți, nu circumstanțele decid lungimea zilelor noastre. Domnul a scris zilele mele și zilele tale în cartea Lui. Știind că Domnul a hotărât numărul zilelor mele, înseamnă că oamenii pot complota împotriva vieții mele, dar nu pot să-mi taie firul vieții atâta vreme cât nu mi-am sfârșit lucrarea pe care Domnul mi-a dat să o fac. Și lucrul acesta este adevărat cu fiecare copil al lui Dumnezeu. Psalmistul declară în Psalmul 16:9: de aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Liniște, să știi că Dumnezeu ți-a rânduit zilele. Nimeni nu le poate scurta. Nimeni nu le poate schimba. Nimeni nu poate să-ți afecteze trăirea. Totul a fost hotărât de Dumnezeu. Iată o carte a lui Dumnezeu, cartea zilelor. Acolo sunt scrise zilele noastre, toate, și acolo sunt scrise și lacrimile noastre. Sunt cunoscute de El și vor fi răsplătite într-o zi. În Apocalipsa citim despre o altă carte a lui Dumnezeu, cartea vieții. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și ceva interesant, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Cartea zilelor conține suma momentelor vieții noastre biologice. Cartea vieții are înscrisul vieții noastre veșnice. Ce este cartea vieții? E o carte care înregistrează numele unor oameni. Nu a tuturor oamenilor, ci a unora. E o carte foarte importantă. Pe baza ei se decide cine intră în Raiul lui Dumnezeu și pe baza ei se decide cine va fi exclus de la Raiul lui Dumnezeu. Cei ce au numele scrise în această carte moștenesc cerul și viața veșnică. Cei ce nu au numele scris în această carte sunt excluși de la Raiul lui Dumnezeu. Apocalipsa 21:27 spune: nimic întinat nu va intra în ea, în cetatea cerească,
nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Iată exclusivismul acestei cărți. Numai cei care au numele scrise în această carte vor intra în împărăția lui Dumnezeu și o vor moșteni. Bine, faptul că unii au numele scris în această carte numită a vieții, lucrul acesta determină accesul lor la rai? Și faptul că unii n-au numele scrise acolo, lucrul acesta îi condamnă pentru veșnicie? Doar atât ia Dumnezeu în considerare când hotărăște veșnicia unuia într-un fel și a celuilalt în alt fel? Da. Și lucrul acesta este normal. Din moment ce cartea vieții e registrul nașterilor celor ce aparțin familiei lui Dumnezeu. Vezi, în noua creație nu se intră pe baza faptelor, ci pe baza nașterii în familia lui Dumnezeu. Cum a intrat cineva în familia dumitale? Pe baza faptelor? Pe baza nașterii. În împărăția lui Dumnezeu nu se intre pe baza unei judecăți ce stabilește dacă suntem buni, ci pe baza unei înregistrări a numelor într-o carte ce certifică nașterea noastră în familia lui Dumnezeu. Domnul Iisus avea o discuție cu un învățător al legii, un om bătrân, foarte religios. Și omul acela zice, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Și Domnul spune, atunci ascultă ce am să spun. Da, eu consider că am venit la Dumnezeu. Adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus vorbește despre o altă naștere, o naștere din nou, o naștere de sus, care produce noutate în existență. Nașterea din nou sau nașterea de sus ne conferă o identitate nouă. Începem să existăm pe plan spiritual. Până la nașterea din nou existăm doar biologic. Nu existăm însă în familia lui Dumnezeu. Nașterea din nou ne conferă identitate nouă. Nașterea din nou ne conferă statut nou de copii al lui Dumnezeu. Nașterea din nou ne conferă o gândire nouă, cerească, pocăită. Nașterea din nou ne conferă o trăire nouă în lumina lui Dumnezeu. În 2 Corinteni 5 cu 17 se spune, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. La sfârșitul Bibliei ne se vorbește de un cer nou și un pământ nou. Și acum, dragul meu, dacă tu ai rămas cu vechea natură și n-ai fost născut din nou, nu ai loc în noua creație. Numai cei care au nașterea din nou pot intra acolo. În următorul capitol ni se spune, afară din cetatea cerească, afară din împărăția lui Dumnezeu, afară din noua creație, afară sunt câinii. Și asta nu e o vorbă jignitoare, ci este o vorbă care avertizează solemn. Cinicii sunt cei care nu cred pe Fiul lui Dumnezeu. Sunt cei care n-ascultă de El. De aceea n-au fost născuți din nou. Au rămas cu natura veche. Nu contează ce au făcut oamenii în existența lor pe pământ. Nu contează ce fapte impresionante au în palmares. Dragul meu, nu contează ce faci, ci contează cine ești. Ești născut din nou sau nu ești născut din nou? Ești copilul Domnului sau nu ești copilul Lui? Și Domnul Iisus ne spune că în ziua aceea mare vor veni unii și vor zice, Doamne, n-am predicat noi în numele Tău? N-am făcut noi minuni în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și Domnul spune, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Plecați de la mine voi, lucrătorii, fără de legii. Au avut palmares impresionant, fapte. Ce stupoare! Ce înșelare să crezi că ești mântuit și să fii alungat de la fața Domnului. Ce dezamăgire să fii mândru de faptele tale și în final să fii condamnat pe baza faptelor, să se spună toate acestea sunt fără de legi, nelegiuiri. De ce acest deznodământ trist pentru unii? Deoarece numele lor nu erau scrise în cartea vieții. Ei au venit cu faptele și Domnul spune, eu verific registrele. Mă uit, zice Domnul, în cartea vieții și numele vostru nu e scris acolo.
Nu ați acceptat să deveniți făpturi noi în Hristos. Nu v-ați născut din nou. Ați rămas cu vechea fire. Și tot ce aparține vechii creații, toate realitățile de aici neînnoite, Scriptura spune că nu s-a mai găsit loc pentru ele. Au fugit dinaintea Lui. Ce înseamnă avea numele scris în Cartea Vieții? Înseamnă să fii născut din nou, din apă și vânt, metaforic, sau din Cuvântul Lui Dumnezeu și din Duhul Lui Dumnezeu. Să auzi cuvântul acesta Lui Dumnezeu și la îndemnul Duhului Dumnezeu să spui: și eu am nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și eu am nevoie de jertfa Lui pentru păcatele mele. Și eu doresc ca Iisus să fie Mântuitorul meu. Aceasta e nașterea din nou. Așa cum ne-am născut cu firea naturală ce avem, nu suntem buni pentru cer. Carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția cerurilor, a spus Domnul Iisus. E nevoie de o nouă naștere, nevoie de nașterea a doua. Și Evanghelia după ea ne spune nu doar că trebuie să ne naștem din nou, ci ne spune și cum putem să ne naștem din nou. De fapt, Evanghelistul Ioan ne spune din primul capitol al Evangheliei sale cum putem să ne naștem din nou. N-așteaptă să ajungă cu scrierea până la sfârșit pentru a ne da soluția. Și spune el în versetele 11-12 la al primului capitol: a venit la ei săi, vorba de Domnul Iisus în întrupare, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Acum cine sunt ai săi? Noi ne place să spunem că sunt evrei, nu? Ai săi suntem noi toți, că El ne-a creat. Și ai săi nu l-au primit. A fost o vreme când și eu l-am respins și îmi pare așa de rău. Scriptura adaugă: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, se încrede în El, acelora le-a dat dreptul să se facă copiii Lui Dumnezeu, care născuți nu din sânge, nu din voia firii lor, din educația lor, nu din voia vreunui om prin influență umană, ci sunt născuți din Dumnezeu. Și dacă primești pe Domnul Iisus Hristos, astăzi vei fi născut din nou și ai dreptul la cer. Și cum acest se întâmplă dacă nu te naști din nou? Vei fi lăsat afară. Scriptura vorbește despre realitatea aceea numită moartea a doua. Și acum vă spun un adevăr. Cine nu a experimentat nașterea a doua va avea parte de moartea a doua. E numele tău scris în Cartea Vieții? Al meu este. Arsole Lucreția este scris acolo. Și vei spune, cine știe lucrul ăsta? Nimeni nu știe. Prezumție din partea ta. Prezumție? Nu e prezumție, ci este încredere în ceea ce Domnul Iisus mi-a spus. Dacă putem crede pe cineva în acest univers, putem să-L credem pe Domnul Iisus. El a spus, pentru aceasta am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Ioan spune că El ne-a dus harul și adevărul. Și l-a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Tu-L crezi pe Domnul Iisus? Știi cine a spus Domnul Iisus? În Matei 10 a spus ucenicilor săi care au venit să raporteze că până și duhurile rele le sunt supuse. Și a spus, nu vă bucurați că duhurile rele vă sunt supuse. Bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și l-a spus, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu mai vine la judecată, ce a trecut din moarte la viață. Astea sunt cuvintele Lui. Și acum eu sunt prezumțios când spun am crezut în Domnul Iisus Hristos și am viață veșnică și nu voi mai sta niciodată la judecată? Mai degrabă ești tu prezumțios și îți închipui că știi mai mult decât Fiul lui Dumnezeu când spui că nimeni n-are dreptul să fie sigur de viața veșnică. Hristos ne asigură de viața veșnică pe toți cei care am venit la El cu păcatele noastre și ne-am pus încrederea în El și în jertfa Lui. Cartea Vieții. În ea sunt scrise numele celor care îl au pe Domnul Iisus ca Mântuitor, care și-au recunoscut păcatele și au pus încrederea în jertfa Lui. Mi sunt și alte cărți ale Lui Dumnezeu. Cartea Faptelor Oamenilor. Capitolul 20 am citit, am văzut pe morți mari și mi stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Aici sunt pomenite cărțile care înregistrează păcatele oamenilor pe baza cărora vor fi judecați. Dragul meu, ori ai numele scris în Cartea Vieții și atunci ești mântuit,
absolvit de judecata pentru păcate, ori nu ai numele în cartea vieții. Și atunci, păcatele înregistrate în aceste cărți ale Lui Dumnezeu îți vor fi aduse în față și vei fi condamnat pe baza lor. La ce servesc aceste cărți ale faptelor? Pe baza celor înregistrate se măsoară vinovăția omului înaintea lui Dumnezeu și se stabilește pedeapsa pe care o primesc toți cei nemântuiți. Ce judecă Dumnezeu? Judecă faptele oamenilor, toate faptele pe care le-au înfăptuit în timpul vieții, toate încălcările de lege, toate nelegirile, toate fără de legile. Romani 2 cu 6 spune că Pavel, după Evanghelia mea, Dumnezeu va duce la judecată lucrurile ascunse ale oamenilor. Tot ce crezi că nu știe nimeni, e înregistrat în cărțile Dumnezeu și într-o zi vei da seama cu ele. Iuda, în epistola lui, spune că va veni Domnul Iisus Hristos și va trage la judecată pe toți oamenii nelegiți pentru toate încălcările lor de lege. Nu doar faptele vor fi judecate, ci și vorbele oamenilor. Matei 12 cu 36, Domnul Iisus Hristos spune următorul lucru. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Vorbele noastre vor fi judecate. Dumnezeu judecă nu doar faptele și vorbele, judecă și gândurile oamenilor. 1 Corinteni 4 cu 5 zice așa. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimii. Gândurile care le ai și care nu le-ai supus ascultării de Hristos vor constitui motiv de acuzare împotriva ta. Va judeca pe oameni Dumnezeu în primul rând pentru respingerea Evangheliei, pentru ceea ce n-au făcut și trebuiau să facă. Și Domnul Iisus a spus, în ziua judecății va fi mai ușor pentru oamenii din Sodoma decât pentru cei din Capernaum, Betsaida, Horazin, care au auzit Evanghelia din gura lor și nu s-au pocăit. Pentru că noi avem Biblia și pentru că noi am auzit Evanghelia de ori. Oamenii care n-au crezut cuvântul și n-au răspuns Evanghelie să pocăiască, să primească pe Domnul Iisus ca Mântuitor, vor avea o condamnare, vor suferi o condamnare mai mare decât sodomiții Sodomei și Gomorei. Cartea faptelor oamenilor sau cărțile, sunt multe. Nu se termină lista cărților Dumnezeu cu aceste trei cărți, cartea zilelor, cartea vieții, cartea faptelor. Maleahi în capitolul 3 pomenește o altă carte. Citesc contextul, zice Dumnezeu, ce cuvintele voastre unor sunt aspre împotriva mea, zice Domnul, și m-a întrebat ce am spus noi împotriva ta, a zis, degeaba slujim lui Dumnezeu, ce am câștigat dacă am păzit poruncele lui și am umbrat așa triști înaintea Domnului știrilor? Fericim pe cei trufași, celor lor le merge bine, da, ispitesc pe Dumnezeu și scapă, nu le se întâmplă nimic. Ai avut vreodată gândurile astea să spui că cel rău trăiește după cum îi place și niciodată nu se întâmplă nimic și eu care sunt mai deosebit, am parte de atâta necazuri. L-ai judecat pe Dumnezeu? Dar cuvântul spune așa, atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. N-ascultă Domnul doar la vorbele celor care vor fi judecați într-o zi pentru cele spuse, ci ascultă și la vorbele celor care se tem de El. A luat aminte la lucrul acesta, a ascultat și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Sunt două tipuri de oameni. Oameni care cred că Dumnezeu nu judecă pe cei nedrepți, nu-i pasă de nedreptate, închide ochii la nelegire și oameni care se tem de Dumnezeu și spun va veni o zi care Dumnezeu va scoate toate lucrurile la iveală. Pe cei ce s-au încrezut în Domnul îi va pofti în împărăția Lui și pe cei care n-au crezut îi va trimite în osânda veșnică. Ei bine, atunci se vor deschide și cărțile aducerilor aminte și pe baza acestor cărți aducerilor aminte Dumnezeu va răsplăti pe toți credincioșii Săi. Cuvântul spune, de aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului pentru că osteneala voastră în Domnul nu
este zadarnică. Apostolul Pavel spune, noi toți ne vom înfățișa înaintea, toți cei mântuiți, ne vom înfățișa înaintea podiumului de răsplata lui Hristos ca să primim răsplata pentru ceea ce am făcut. Este o carte a aducerilor aminte și Dumnezeu își aduce aminte de fiecare faptă ta și de fiecare prezentare a Evangheliei care ai făcut-o în fața unei nemântuit. De fiecare vorbă frumoasă care ai spus-o la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu își va aduce aminte și te va răsplăti. Alte cărți? Poate vei zâmbi în inima ta și vei declara că cele expuse aici sunt interesante, dar nu există nicio garanție că vor deveni realități. Cine garantează în final că istoria se va termina în acest fel, că oamenii vor sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va oferi judecată și răsplătire? Dă-mi voie să-ți vorbesc de o altă carte. Apocalipsa 5. Am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. O carte. Ea cuprinde decretele lui Dumnezeu privitoare la finalizarea istoriei. Aici sunt înscrise decretele divine, ceea ce Dumnezeu a hotărât. Și nimeni nu era în stare să le aducă la îndeplinire. Ce observăm noi din desfășurarea istoriei? Istoria și-a avut cursul ei. Și are așa de 6.000 de ani de când există dovezi așa clare că a existat o civilizație. O generație este urmată de o altă generație. Un imperiu se ridică și cade, altul îi urmează la rând, se ridică și cade. O societate apare, se dezvoltă, este distrusă, apare o alta. Și marxiștii au spus că sclavagismul e urmat de feudalism, că feudalismul e urmat de capitalism, capitalismul e urmat de societate comunistă. Totul se desfășoară după anumite legi, a spus el, care exclud divinul, miraculosul, nenaturalul. Poate cineva să schimbe cursul istoriei, care este determinat de legile ei? Cine va schimba cursul istoriei? Cine va opri cursul? Cine poate să îndrepte ceea ce s-a făcut strâmb și nedrept în istorie? Și această întrebare înseamnă cine va readuce din țărâna pământului toate generațiile care s-au prindat ca să le judece cu dreptate? Această întrebare s-a pus și în ceruri. Cine poate să ia cartea lui Dumnezeu, să rupă pecetele și să înfăptuiască judecata lui Dumnezeu? A fost o tăcere mare, tristețe. Și am spune, am plâns pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic. Dar s-a auzit un glas care l-a mângâiat și glasul a spus, nu plânge, că ce este cineva în stare să oprească istoria din cursul ei, este în stare să învie pe toți oamenii și să-i aducă pe toți la scaunul de judecată și să finalizeze astfel istoria. Leul din seminția lui Iuda, mielul lui Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. Datorită lui, noi ne putem șterge lacrimile din ochi și putem privi cu încredere viitorul și finalul istoriei. Datorită lui ne putem despărți în liniște de cei dragi care au decedat. Într-o zi, el va opri pământul din mișcarea lui, se va arăta pe nori, glasul lui va răsuna cu putere și va învia pe cei care au ajuns în țărâna pământului. Va pofti în împărăția lui veșnică pe toți cei care au crezut cuvintele și au fost născuți din nou. Și va condamna la pierzare veșnică pe cei care au refuzat să fie înnoiți prin pocăință. Leu din seminția lui Iuda, mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii, el va finaliza istoria după planul lui Dumnezeu. El are cartea cu pecețile în mâna lui și acum urmează cât de curând să-i rupă pecețile una câte una. Și în curând va inaugura împărăția lui veșnică și ne va îngădui să intrăm pe porți în cetate. Toate aceste cărți pe care le-am pomenit sunt ale lui Dumnezeu și nu sunt în mâna noastră. Dar avem și o carte pe care Dumnezeu a scris-o el și a pus-o în mâna noastră. Știți care este? Sfânta Scriptură. Această carte a lui Dumnezeu ne vorbește de toate celelalte cărți și ni le certifică. Și vreau să te întreb, tu citești această carte? E singura din cărțile lui Dumnezeu care avem în mână. Apocalipsa spune în primul capitol, ferice de cine citește cuvintele acestei profeții și apoi zice, ferice de cel care împlinește cuvintele. Aici, în această carte, scrie că Domnul Iisus Hristos a venit prima oară
ca să plătească prețul pentru păcatele noastre și l-a plătit. Tu crezi acest lucru? Și mai scrie aici că cine crede în Domnul Iisus Hristos are viață veșnică și a scăpat de judecată. Aici scrie că va veni a doua oară, dar nu ca să ofere mântuirea, ci va veni ca să osândească pe cei care n-au crezut și să izbăvească, să poftească împărăția lui pe cei care s-au încrezut în el. Și acum, așa va finaliza Fiul lui Dumnezeu istoria. Dacă nu ai scris numele în cartea vieții, poți să ți-l scrii cu litere cât de mari pe cel mai impresionant mausoleu din lume. Numele celor nemântuiți putrezește, spune Scriptura. Dar dacă ai scris numele în cartea vieții, ai o identitate pentru veșnicii, ai viața, ai învierea, ai înfierea, ai împărăția și vei avea slava împreună cu Hristos. Mă rog să chem numele Domnului Iisus Hristos să fii iertat, să fii născut din nou, să ai un statut schimbat, să ai siguranța vieții veșnice și să aștepți și tu împreună cu toți cei aleși arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Să vi se fie numele. Amin. Corul Bălbătesc va avea ultima cântare, după care fratele Valentin Popovici va avea câteva cuvinte de mângâiere și de întărirea noastră. Să știți că suntem încă în timp. Serviciile obișnuite, așa sunt cum le-am stabilit, de la 5 la 7. Cele speciale, cum e cel de acesta, nu se știe când le terminăm, dar în curând. Slăviți să Domnul pentru tot ceea ce poate să facă pentru noi. Corul Bărbătesc.
da citire cuvântului și apoi va aduce mesaj din partea Domnului. Voi citi câteva versete doar de la 2 Timotei, capitolul 4. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Tată Ceresc, atinge inimile noastre, nu ca pe niște corzi care să tresalte, să fie armonie. Ascultă și corzile acestea când plâng. Ascultă și inimile noastre când ne uităm după privirea Ta, ca să știm că suntem copiii Tăi cu adevărat și că ai pregătit pentru noi un loc mai bun, un loc mai frumos, cu mai multă pace, cu mai multă liniște, un loc frumos în care și Tu locuiești și numele Tău să fie binecuvântat în veci. Amin. Amin. Eu aș spune, luați loc, vă rog, nu sunt... Eu am microfonul meu, că vin de la un bun la alt ambon, însă ăsta nu mai merge aici. Mulțumesc mult familiei care m-a chemat, deși credeam că ajung aici după ce se termină și vă mulțumesc în numele Domnului pentru bucuria pe care mi-ați făcut-o ca să plângem împreună. Și mulțumesc Domnului și pentru cuvintele alese pe care le-am auzit de la fratele Daniel. Vă mărturisesc că e o surpriză că e aici, pentru că mi s-a spus că e la o nuntă. E adevărat. E frumos că de la o nuntă în Atlanta a venit aici la o altă sărbătoare care într-un fel e o pregătire pentru nuntă. N-am să predic, o să credeți că sunt obraznic dacă aș începe să predic aici. Am doar câteva gânduri. Mi-am luptat lupta cea bună, spune Apostolul Pavel. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Când Apostolul Pavel spunea lucrurile acestea, era aproape să plece. Nu găsim prea multă tristețe și aici, eu aș spune, simt o atmosferă sărbătorească, pentru că ne luăm rămas bun la cea care a fost dragă, la cea care a fost iubită sufletelor noastre, familiei și a fost o credincioasă până la urmă. Putea să spună, am păzit credința. Și lucrul acesta pentru inima Domnului Iisus e lucrul cel mai important. Ca să vin aici a trebuit să trec peste câteva amintiri care nu se șterg din inimă. Eram tineri, ceva mai frumoși decât acum, și nu vorbesc despre alții, ci despre mine. Ce frumoasă era valea noastră! Mulțumesc lui Dumnezeu însă, pentru că, deși mai tânăr, am cunoscut-o și pe sora Lucreția. Pentru că o cunoșteam pe sora Coca, vă cunoșteam pe toți. Și nu vreau să mă laud cu cunoștințele mele, însă era bine, era frumos. Nu știam atâtea, dar era mai bine. Parcă amintirile acelea
îmi întineresc fața. Mă gândeam să vorbesc despre clipa plecării mele este aproape. Și Apostolul Pavel, când spune lucrul acesta, vorbește de câteva imagini foarte simbolice. E o corabie care pleacă, pleacă de la un țărm și se duce la un alt mal. Și el spune, clipa plecării mele este aproape. S-au strâns velele, s-au strâns pânzele, am ajuns la port. Și ce frumos când acolo, la portul sosirii, ne așteaptă cineva. Aveam un frate care, plecând din București, a ajuns aici la aeroport și la aeroport, la O'Hare, majoritatea din București îl așteptau. Și când a coborât din avion, spune, eu cred că au greșit avionul, că m-au întors înapoi. Nu era București, era Chicago. Dar prea mulți îl cunoșteau și mă gândeam, cum o să fie atunci când am ajuns acolo și ne vom vedea cu atâția cu care am petrecut aici jos. Cum ne va fi când după lupta mare și după un loc aici în vânt întunecos ne vom întoarce în cea țară ce e pregătită nouă de Hristos. Când scuturând praful de pe picioare ne luăm adio de la suferinți. Aici e un loc al durerilor și al necazurilor, acolo e un loc al fericirilor. De la un port ajungem la altul. Apoi un alt gând pe care vine atunci când spune Apostolul Pavel, clipa plecării mele este aproape, se pare că poate să fie un termen militar din vremea aceea. Strângem corturile, bătălia s-a terminat și plecăm înapoi la comandament. Ne așteaptă Domnul. Lăsăm povara jos ca să fim împreună cu Hristos. Lăsăm toate necazurile și suntem gata pentru încoronare. Un alt termen aici care poate să fie e acela politic, în care un prizonier îi se dă drumul de la închisoare ca să meargă acasă. În lumea aceasta căutăm mereu un loc mai frumos, mai bun, mai elegant. Ne place în vacanță că avem acolo cineva să ne facă patul, să ne dea mâncare, mai ales dacă e plătit tot. Am avut nu de mult starea aceasta în care cineva mi-a plătit drumul în California și acolo iarăși all inclusive, cred că înțelegem ce înseamnă. N-ai nimic și faci ce vrei și toate sunt ale tale. Și după două zile vorbesc cu soția, mai nevastă, tot mai bine acasă. Și mă întrebau cei de acolo, vă lipsește ceva? Ba, nu-mi lipsește nimic. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, dar tot mai bine e acasă. N-ai destulă mâncare, ba, am prea multă și trebuie să mă, ca și Solomon, să cuțitul la gât ca să nu mănânc prea mult. Dar atunci ce ai? E bine și mâncare multă, dar tot mai bine e acasă. Vă trebuie ceva că vă asigurăm tot ce doriți, dar nu-i ca acasă. Și în gândul acesta aș spune, frați și surori, oricât de bine ar fi aici, mai bine e acasă. Și noi mergem acasă. Putem avea casă cu 6 dormitoare, cu 10 dormitoare, dacă vreți, bloc înalt, cu multe... Dar tot mai bine acasă, că scrie în casa tatălui meu, sunt multe locașuri, mă duc să vă pregătesc un loc.
Și ce frumos e atunci când știi că mergi acasă și acolo e dragoste, e bucurie. Și mai e ceva în Cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă frumusețea cărților pe care le are Cuvântul pentru noi, e ceea ce în Apocalipsa 7, Apostolul Ioan e întrebat de un bătrân mai șugubăț puțin, parcă, altfel de ce îl întreabă aceștia care au ramuri de finic și sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt? Și mă gândesc că Ioan și-o fi pus mâna streașnă la ochi, nu recunosc pe nimeni. Parcă acolo în rândul tâi e Ioan Botezătorul, sau poate acolo puțin mai în spate e Maria, mama Domnului, sau poate aș spune, dar să nu fac greșel, Tu știi, Doamne. Și atunci vine bătrânul, cunoașteți textul, ar fi o obrăznicie din partea mea să încep să predic acum, însă așa îmi clocotește cuvântul, gândul acesta. Erau așa de frumoși, dragii mei, așa de frumoși, că Ioan parcă n-a mai vrut să spună cine e, pentru că erau prea frumoși. Și noi toți care am venit și suntem îmbrăcați în Hristos, încă de aici suntem frumoși. Avem asemănarea grandioasă, frumoasă, diafană a Domnului Iisus Hristos. Mi s-a dat să citesc nu de mult o întâmplare din California. Dacă aș spune numele păstorului, l-ați cunoaște. Se spune că ieșea păstorul din parking lot și un polițist cu mașina lui îl oprește. Nu știu cum sunteți voi, dacă vă sună sirena și vrea să vă oprească, așa mi se moaie picioarele, nici nu mai știu cum mă cheamă bine, nici câți ani am. Și păstorul îi spune, am greșit ceva, că numai ce am ieșit de aici. Și polițistul spune, nu, v-am pândit de mult să vă întreb ceva. Aveți aici o credincioasă care m-a oprit odată să-i dau tichet. Mergea repede pe stradă. Era mai tânără. Și i-am cerut actele și când m-am uitat în acte, am văzut câți ani are. M-am uitat la ea și m-am gândit, nu se poate, data e greșită. Avea o față luminoasă, fără, eu știu, zbârcituri, riduri sau așa cum poate mulți nu știți ce înseamnă asta. Însă la o vârstă cam se adâncește pielea și mai cade părul, la dânsa erau toate frumoase. Și îi spune doamnei, eu cred că mi-ați dat un act de identitate greșit. Și ea spune, nu, e singurul care l-am. Atunci ceva nu-i bine, pentru că dumneatale arăți mult mai tânără, vreo 10 ani mai tânără decât scrie în acte. Și tânăra, fără să-și dea seama, zice, o, noi toți suntem așa tineri. Credea că vorbește de o familie care are niște gene speciale, care nu se macină și... Și ea spune, nu. Noi la biserica asta toți suntem frumoși. Polițistul a crezut că râde de ea și ea continuă mai departe. Vino și dumneatale să vezi ce frumoși sunt toți în adunare la noi. Eu parcă aș spune să ies din gândurile acestea și aici voi toți sunteți frumoși. E ceva de sărbătoare aici în adunare. Și polițistul a continuat, am venit la voi și nu m-ai cunoscut pentru că eu stau undeva departe, ascuns. Dar am venit să spun că
doamna aceea care a scăpat de tichet, pentru că mi-a zis că toți sunt frumoși la voi la biserică, doamna aceea avea dreptate. Voi toți sunteți frumoși. Și cu mărturia unei tinere a câștigat un polițist. Trec mai departe și vin aproape de capăt. În cer vom fi toți frumoși. Frate Pit, nu o să mai ai nevoie de bastonul ăla. Nu o să ne mai uităm atât în oglindă să vedem, să observă cineva că ți-a neam. Toți vom fi frumoși. Nu știu cum vă face Dumnezeu. Dar dacă Ioan pe Patmos, acolo unde era obișnuit cu lucrurile urâte, lucrurile care trec, că era prizonier de al Senatului Roman, Ioan nu-i recunoaște pe cei cu care a trăit, pentru că erau prea frumoși. Doamne, îți mulțumim și pentru asta, că păcatul aici și lumea și greutățile ne fac să ne uităm în oglindă și parcă nu ne mai cunoaștem unii pe alții. Dar El ne face frumoși, pentru că există o frumusețe a Celui care este cel mai frumos dintre oameni, Mântuitorul nostru, și El ne dă frumusețea Lui. O, sora Lucreția, cu slăbiciunile acestea și cu toate necazurile și cu toate durerile pe care le-a avut, n-avem ochi să o vedem cât de frumoasă e. Dar slăvim pe Domnul care ne face toți frumoși, ne înnoiește și în frumusețea acestui om nou pe care îl aduce la ființă, ne pregătește veșnicia. Și ce frumos va fi! Abia aștept. Și nu spun decât atât, vino, Doamne, mai curând, ca să fim într-adevăr toți împreună o turmă și un păstor. Pentru slava Ta, pentru gloria Ta eternă, numele Tău să fie mărit în veci. Amin. Avem o cântare care spune: privegheați și vă rugați într-una, Domnul vine în curând. Am privegheat în această seară, am cântat, am lăudat pe Domnul, i-am mulțumit pentru că a avut așa o fică, l-a reprezentat cu cinste. Acum ne vom ruga pentru încheierea acestui serviciu prin fratele Dan Țuțuianu, un apropiat al familiei, după care, la încheiere, toți cei care vor să prezinte condoleanțele familiei vor trece de aici încolo. Vă anunț că serviciul de mormântare, slujba se va ține dimineața aici de la ora 10 până aproape de 11, după care de la acolo, de aici, ne vom îndrepta spre cimitir. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu această rugăciune. Doamne Tată, venim în această seară înaintea Ta să-ți mulțumim pentru momentele frumoase petrecute împreună, momente în care ne-am adus aminte de sora Lucreția și de viața ei frumoasă, petrecută alături de Tine, în credință. Îți mulțumim pentru cuvântul care a fost propovăduit, pentru speranța pe care ne-o dă prin credința în Domnul Iisus Hristos și jertfa Sa de la Golgota. Doamne, Te rugăm să binecuvintezi familia îndurerată, Te rugăm să binecuvintezi pe Lucrețiu, în mod special. Amin. Și Te rugăm să ne binecuvântezi pe fiecare dintre noi care am ascultat cuvântul Tău, care am fost prezenți aici în sală sau pe internet. Te rugăm să Te atingi de viețile noastre și dacă noi nu credem cu adevărat că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, pentru păcatele noastre, Te rugăm să ne ajuți să venim la credința adevărată ca să putem să ne vedem cu toții în cer alături de Tine. Te rugăm să ne binecuvintezi la întoarcerea acasă,
te rugăm să binecuvintești și ziua de mâine care se va petrece aici, în locul acesta, și fie ca dragostea și bunătatea ta să fie cu noi în continuare. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin.
Thank you.
wonders I see, but the wonder of wonders that thrills my soul is the wonder that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. There's the wonder of springtime and harvest, the stars, the sky, the sun, but the wonder of wonders that thrills my soul is a wonder that has only begun. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves you, just to think that God loves you. Trumpet sounds within of my soul.